Drum cu prioritate și rațiunea zilei. În studio a sosit Cătălin Striblea. Salut! Salut, ce faci? Uite, mă pregăteam să spun salut, campionule, dar mi-am adus aminte că tot CFR-ul a câștigat campionatul. Și iară... De când așteaptă treaba asta? Vedeți cât glas a căpătat după 5 victorii consecutive. Da, lăsați-ne să ne pregătim pentru, cum se numește aia, Conference League. Am înțeles că sunteți la un pas să jucați și nu știu ce cupă asta. Păi nu? Cupa asta vieții, asta pentru că echipele dinaintea noastră nu au licența de a juca în Europa și cu o victorie în ultima etapă, chiar astăzi, cu o victorie aici ne putem califica pentru barajul pentru Conference League. Asta ar fi culmea culmilor. Da, deci șampania aia mai trebuie păstrată la rece. Să o văd pe Dinamo primind vizita cine ești, cărei echipe din Spania. Dați seama că de la barajul... Joci cu Bilbao, joci cu locul 5-6 din Italia. Joci în Europa. Incredibil, mi se pare. Bun, felicitări CFR Cluj, dacă tot am deschis subiectul. Păi, eu nici nu mai îndrăznesc să felicit pe nimeni. Am felicitat pe cineva, adică pe CFR Cluj, aseară pe Facebook. Așa. Doamne, ce-au putut să-mi vadă ochii? Adică aici nu mai e cazul nici să transmit salutări, felicitări. Lumea e atât de divizată încât nu putem să acceptăm nici sportiv așa, știi? Mai au fost mai buni, au bătut nou. Chiar nu cred că sunt foarte multe de comentat despre modul în care au câștigat campionatul și așa un campionat, vai de el, de campionat cu, mai ales în prima parte în pandemie, după care s-a jucat din 3 în 3 zile și tot așa mai departe. Merită victoria, bravo lor. Bine că s-a terminat, greu a fost. Haideți să vă spun încă una neauzită de la PSD. Da. Începem? Începem chiar. Da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Partidul Social Democrat, principalul partid de opoziție din România, a făcut astăzi un anunț la care nu ne așteptam, dar din ce punct de vedere? Pentru că PSD are o reacție de opoziție la ceva ce încă nu a pronunțat nimeni în spațiul public. Mai pe scurt, PSD, să spunem așa, respinge discriminarea copiilor în funcție de vaccinarea anti-COVID. Adică poți să ne explici, să ne sugerează, PSD sugerează prin acest comunicat, care sigur că va apărea prin mai multe părți și ne trebuie explicațiile necesare, că cineva, undeva, evident la guvernare, s-ar gândi să facă vaccinarea obligatorie în școli și grădinițe. Înțelegeți? Adică în momentul în care vii și ai o reacție neîntrebată la o astfel de chestiune pe care n-a rostit-o nimeni, cam asta vrei să sugerezi. Dar... și PSD-ul n-ar fi de acord cu această vaccinare obligatorie. Exact. Zice PSD așa. Decizia de vaccinare, deci comunicatul e în numele partidului, nu e vreun lider sau cineva. Decizia de vaccinare anti-COVID a copiilor trebuie să fie o opțiune strict personală, exprimată exclusiv cu acordul părinților, fără niciun fel de condiționare socială sau de altă natură. Eșecul guvernului în atingerea țintelor de vaccinare anti-COVID pe care le-a anunțat la începutul anului nu trebuie să devină un factor de presiune pentru vaccinarea copiilor. După care, socialdemocrații, se arată în știrea Mediafax, transmit că se vor opune prin toate mijloacele legale, parlamentare sau constituționale față de orice formă de condiționare sau discriminare a copiilor în funcție de existența unui certificat de vaccinare. Bun, acum trebuie lămurite câteva lucruri. Este foarte posibil ca guvernul sau ca România, că aici nu e vorba de guvern, să nu atingă ținta aceea de 5 milioane pe care domnul Câțu a lansat-o foarte optimist, absurd de optimist, pentru luna iunie. Șansele să se întâmple e foarte puțin. Există de asemenea un anunț al ministrului Câmpeanu care spune că pentru cei care doresc se pot face maratoane de vaccinare pentru copii între 16 și 18 ani, pentru cine dorește în mod evident să facă acest lucru. Am înțeles, de exemplu, că la Constanța ne transmitea Feri Predescu, s-ar fi înscris deja 1700 de copii, dar este o chestiune absolut benevolă. Nu există un oficial român sau european care să fi spus vreo secundă că vaccinarea va deveni obligatorie sau că mai mult, așa cum sugerează
PSD în acest comunicat, s-ar putea emite un certificat de vaccinare cu care să intri sau să nu intri în școală. Dar de ce ar fi obligatoriu la copii și nu și la adulți, dacă nici măcar la adulți vaccinarea anti-COVID nu e? Ei încearcă să, nu știu, încearcă să înscrie niște puncte politice creând o temă care deocamdată nu există. Zic deocamdată că n-a pronunțat nimeni cuvântul copii, obligativitate, vaccin. Există alte vaccinuri obligatorii la copii, da? Fără de care nu intri în comunitate, adică cu alte tipuri de boli pe care vaccinuri pe care le faci în copilărie, există o schemă completă de vaccinare. Da, știm și noi cum ne prindeau, cum ne vaccinau. Nu, n-a zis nimeni. Și acolo sunt o grămadă de discuții, pentru că nu sunt toți părinții de acord să-i vaccineze, mă rog, cu chestiunile astea. Și să fac falsuri destule acolo, știe lumea care a trecut prin școală cum să face chestiunea asta. Dar deocamdată tema asta nu există. Ori, în acest moment, și din punctul ăsta de vedere, cred că și al PSD-ului, nu? Interesul este ca să se vaccineze cât mai multă lume, ca să putem opri nenorocirea asta pe care o trăim din punct de vedere sanitar și economic. Asta ar fi ideea. Aici vii cu un mesaj și încerci să înscrii politic, în mod neserios, mi se pare mie, și chiar periculos. Pentru că cineva care vede acest capăt de știre astăzi într-o gazetă, într-un ziar, pe internet, și spune acolo în titlu PSD se opune vaccinării obligatorii sau discriminării la vaccinare sau, uite aici, discriminarea copiilor în funcție de vaccinarea anticovid, va crede că cineva a emis deja o idee măcar în zona asta. Adică lumea va trăi cu impresia că oamenii ăștia răspund la ceva. Așa e mersul faptelor. Ori oamenii ăștia nu răspund la nimic. Ei sunt primii care afirmă chestiunea asta. Mulțumim pentru clarificări, Cătălin. Apropo de teme de vaccinare, a fost lansată astăzi o recomandare de la Uniunea Europeană. Înțeleg că aproape ajung la un acord, cred că la ora asta se întâmplă, pentru deschiderea granițelor UE pentru cetățenii vaccinați. Asta înseamnă din afara spațiului UE, să zicem americani, australieni, alte persoane care sunt vaccinate și care probabil vor putea intra fără carantină, dar și între noi, nu? Funcționează acordurile astea și probabil că pe măsură ce trec lunile și vaccinările vor fi din ce în ce mai multe. Apropo, cred că se ating chiar astăzi 200 de milioane de vaccinări în Uniunea Europeană. Pe măsură ce vaccinurile vor fi mai multe și posibilitatea noastră de a merge dintr-o parte într-alta este mult mai ușoară. Așa că prim efect îți dai seama că în momentul ăsta am reparat relația cu Marea Britanie. Adică cetățenii britanici vor putea circula cu ușurință și probabil că ei la rândul lor, în urma acestui tip de anunțuri, vor deschide mai ușor granițele pentru românii vaccinați, să zic. Știi că acolo încă e o carantină de 14 zile, dacă nu mă înșel. Încetul cu încetul, vaccinarea își face loc și din punct de vedere diplomatic și ne creează niște drepturi acolo unde există. Mulțumim pentru comentarii, Cătălin Striblea. Te așteptăm mâine la România în direct de la 13 și un sfert. Spor la treabă! That sounds amazing. Playlist-ul tău de suflet. More variety now. I have not heard this song in ages. La Europa FM.